Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu cel atotputernic, lumina lumii și Mântuitorul nostru iubit, ne închinăm înaintea Ta în acest ceas de luptă și încercare cu trupul nostru pătimaș. Știm că trupul nostru este slăbiciunea noastră și că în fața ispitelor trupești suntem neputincioși, dar cu ajutorul și harul Tău putem birui toate lucrurile. Doamne, recunoaștem că adesea cădem în păcatul deseferânării și că trupul nostru este adesea robul poftei și al plăcerii trupești. Ne plecăm înaintea Ta cu inimile îndurerate și cu umilință, cerându-Ți ajutorul și mila Ta în această luptă duhovnicească. Doamne Iisuse Hristoase, izgonește de la noi toate duhurile rele care încearcă să ne tulbure mintea și inima și să ne distragă de la căutarea Ta. Fă să fim întăriți în credința noastră și să fim protejați de harul Tău puternic în fața tuturor ispitelor trupești și ale atacurilor vrăjmașului. Ajută-ne, Doamne, să ne ridicăm împotriva trupului pătimaș și a poftelor pe care le stârnește și dă-ne puterea să le respingem cu hotărâre, stând tari pe temelia credinței și a iubirii Tale. Fă să fim conștienți de prezența Ta în inimile noastre și să ne întoarcem mereu la Tine pentru putere și îndrumare în mijlocul luptei noastre. Doamne Iisuse Hristoase, ajută-ne să ne controlăm trupurile și să le stăpânim, păstrându-le în sfințenie și curăție, căutând mereu să ne folosim trupurile ca pe un templu al Duhului Sfânt. Fă să fim conștienți de demnitatea noastră ca fii ai lui Dumnezeu și să trăim în conformitate cu această demnitate în fiecare zi a vieții noastre. Fă să fim întăriți de harul și binecuvântarea Ta în mijlocul luptei noastre cu trupul pătimaș și să fim protejați de puterea Ta împotriva tuturor ispitelor și atacurilor vrăjmașului. Dă-ne putere să rămânem statornici în credința noastră și să biruim toate încercările și ispitele care vin asupra noastră. Sfinte Arhanghel Mihail, apărătorul credinței și al dreptății, roagă-le pe Domnul Dumnezeu să ne dăruiască harul și binecuvântarea Sa pentru biruința noastră împotriva trupului pătimaș și a poftelor sale și ajută-ne să trăim o viață de sfințenie și virtute înaintea Sa. Fii ocrotitorul și apărătorul nostru și ajută-ne să fim demn de iubirea și milostivirea lui Dumnezeu în toate zilele vieții noastre. Sfântă Fecioară Maria, Maica Domnului nostru Iisus Hristos, roagă-le pe Fiul Tău să ne întărească în această luptă cu trupul nostru pătimaș și cu poftele sale și să ne ajute să trăim o viață de smerenie și curăție înaintea Sa. Fii ocrotitoarea noastră și ajută-ne să fim demn de harul și iubirea lui Dumnezeu în toate zilele vieții noastre. Doamne Iisuse Hristoase, Te rugăm să ne îndrepți pașii pe calea sfințeniei și să ne dăruiești harul și binecuvântarea Ta pentru biruința asupra trupului nostru pătimaș și a poftelor sale. Fă să simțim mereu prezența Ta alături de noi și să trăim în pace și bucurie în inimile noastre. Amin. Doamne atotputernic, ridic această rugăciune la picioarele tronului Tău, rugându-Te să o binecuvântezi pe mama mea, izvorul iubirii și înțelepciunii din viața mea. Cu inima deschisă și recunoscătoare, pătrunsă de cele mai sincere simțăminte și dorințe, Te rog să o ocrotești pe mama, revărsând asupra-i binecuvântarea și mila Ta nesfârșită. Îți mulțumesc, Tată Ceresc, pentru darul neprețuit pe care mi l-ai dat, oferindu-mi-o pe mama. Ea este o manifestare vie a dragostei și devotamentului Tău pentru lumea aceasta. O făptură minunată care m-a purtat în pântecele ei și m-a hrănit cu dragoste și grijă încă din prima clipă a vieții mele. Cu umilință și recunoștință, Te rog, Doamne, să-i dăruiești mamei mele sănătate și putere. Să o învelești în harul Tău vindecător și să o aperi de orice boală sau suferință. Fie ca fiecare zi din viața ei să fie plină de vitalitate și sănătate, iar fiecare bătaie a pulsului să o facă să simtă prezența Ta ocrotitoare alături de ea. Te rog, Doamne, să o umpli pe mama cu înțelepciunea Ta divină. Să-i luminezi mintea și inima pentru a face alegerile corecte și înțelepte în viață.
Ajută-o să navigheze prin provocările și încercările vieții cu curaj, încredere și înțelepciune. Te rog, Doamne, să-i dăruiești mamei bucurie și pace, să din duile în inima și în sufletul ei. Fă o simtă iubirea ta divină în fiecare moment al vieții ei, încât să se poată bucura de fericirea de a trăi în prezența ta. Fie ca fiecare zi să-i aducă alinarea și liniștea de care are nevoie pentru a fi fericită și împlinită. Te rog, Doamne, să binecuvântezi munca și eforturile mamei. Te rog să-i înmulțești roadele muncii și să-i deschizi uși de oportunitate și succes în toate activitățile sale. Fie ca fiecare pas pe care îl face să fie călăuzit de mâna ta divină și să fie binecuvântat cu prosperitate și succes. Doamne, te rog să-i dăruiești mamei puterea de a ierta și de a iubi necondiționat. Să-i deschizi inima spre a ierta greșelile și să-i umpli sufletul cu iubire și compasiune pentru cei din jurul său. Fie ca fiecare gest de bunătate și generozitate să-i fie răsplătit printr-o binecuvântare a ta. Te rog, Doamne, să-i oferi mamei mele puterea de a înfrunta provocările și necazurile vieții cu încredere și demnitate. Te rog să o cuprinzi în brațele tale puternice în timpul momentelor de încercare și să o ridici în timpul momentelor de cădere. Fie ca fiecare încercare să devină o oportunitate de creștere și înțelegere pentru ea. Îți mulțumesc, Doamne, pentru harul și binecuvântarea pe care mi le-ai oferit prin mama mea. Te rog să-i acorzi mamei mele bucurie și fericire în fiecare zi a vieții ei. Să-i oferi pacea și liniștea pe care și le dorește și să-i împlinești toate dorințele și visele în conformitate cu voia ta sfântă. O, Dumnezeule, cu inima plină de recunoștință și devotament, ridic această rugăciune pentru mama la picioarele tronului tău. Te rog să-i acorzi binecuvântarea și protecția ta continuă și să o umpli cu dragostea și înțelepciunea ta divină. Invocând numele Tău, Iisuse Hristoase, încredințez grijii Tale divine pe mama, înconjurând-o cu toată dragostea și recunoștința mea. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, ne plecăm înaintea Ta cu umilință și pocăință. Privește, Doamne, spre robul Tău, numele care a păcătuit împotriva Ta și își mărturisește greșelile înaintea Ta, cerându-Ți iertare. Îți mărturisim, Doamne, că am greșit prin gânduri, cuvinte și fapte, că am călcat poruncile Tale și am rănit inimile celor din jur. Ne plecăm cu smerenie înaintea Ta și cerem mila Ta, Stăpâne, să ne speli de toate păcatele și să ne luminezi calea spre mântuire. Primește, Doamne, pocăința noastră și dăruiește-ne harul Tău pentru a ne schimba viețile. Ajută-ne să ne căim cu adevărat și să ne întoarcem cu inimă curată către Tine. Dă-ne putere să depășim ispitele și să ne îndreptăm pașii pe calea dreaptă a credinței și iubirii Tale. Sfinte Arhanghel Mihail, ocrotește-ne în lupta împotriva păcatului și alungă de la noi toate ispitele și durile necurate care ne împiedică să ne apropiem de Dumnezeu. Fii alături de noi în toate încercările noastre și ajută-ne să biruim în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Maica Domnului, Fecioară Preacurată, roagă-le pe Fiul Tău să ne ierte păcatele și să ne deschidă porțile milei Sale. Fii ocrotitoarea noastră în toate momentele vieții și ajută-ne să fim demn de harul mântuirii. Îți mulțumim, Doamne Iisuse Hristoase, pentru iertarea pe care o oferi celor ce se pocăiesc cu inimă curată. Îți încredințăm viețile noastre și ne rugăm să fim conduși de lumină și iubirea Ta în toate zilele vieții noastre. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu cel atotputernic, care ai venit în lume pentru a ne mântui pe noi, păcătoșii, ascultă-ne în clipa aceasta și primește rugăciunea noastră plină de căință și umilință.
Aducem înaintea judecății tale sufletul nostru greu încărcat de păcate și cerem iertare și milă. Cu lacrimi în ochi ne recunoaștem nevrednicia și păcatele. Am călcat poruncile tale sfinte, am păcătuit prin gânduri, cuvinte și fapte, am rănit inimile celorlalți și ne-am îndepărtat de tine, izvorul vieții. Dar știm că tu ești plin de milă și îndurare, că nu vrei moartea păcătosului, ci preferi ca să se întoarcă la dreapta credință și să trăiască. Mântuitorule Iisuse Hristoase, privind la tine cu credință și nădejde, ne întoarcem la tine, cerând iertare și purificare. Iartă-ne, Doamne, pentru toate greșelile noastre, pentru păcatele noastre cunoscute și necunoscute, pentru ceea ce am făcut și pentru ceea ce am lăsat să se întâmple. Spală-ne, Doamne, în sângele Tău prețios și curățește-ne de toată întinăciunea păcatului. Umple-ne cu Duhul Sfânt, ca să putem trăi după voia Ta sfântă și dă-ne puterea să ne ridicăm mai presus de ispitele care ne încearcă. Dă-ne, Doamne, inimă curată și duh statornic, pentru ca înaintea Ta să putem umpla cu cinste și smerenie. Fă să ne iubim aproapele ca pe noi înșine, să fim milostivi și iertători, să ajutăm pe cei în nevoie și să propovăduim cuvântul Tău sfânt. Sfinte Duh, luminează-ne mintea și inima, ca să cunoaștem voia lui Dumnezeu și să o împlinim cu toată răvâna. Ajută-ne să ne mărturisim păcatele cu sinceritate și să ne căim cu adevărat, căci fără ajutorul Tău nu putem face nimic. Sfântă Fecioară Maria, Maica Domnului nostru Iisus Hristos, roagă-le pe Fiul Tău să ne primească rugăciunile și să coboare asupra noastră Harul Său Divin ca să trăim în sfințenie și dreptate în toate zilele vieții noastre. Fii ocrotitoarea noastră în fața ispitelor și a răutății și ajută-ne să ne apropiem tot mai mult de Dumnezeu. Sfinte Arhanghel Mihail, luptătorul nebiruit al lui Dumnezeu, ocrotește-ne și apără-ne de toate primejdiile și duhurile necurate care ne înconjoară. Fă să simțim prezența Ta în momentele de slăbiciune și neputință și dă-ne putere să biruim toate încercările. Îți mulțumim, Doamne Iisuse Hristoase, pentru iertarea și mila pe care le arăți păcătoșilor. Îți încredințăm viețile noastre și ne rugăm să fim conduși de lumina și iubirea Ta în toate zilele vieții noastre. Amin. Doamne, izvorul iubirii și al milostivirii, îți închin această rugăciune cu inima plină de recunoștință față de mătușa mea, un dar neprețuit pe care mi l-ai dăruit în această viață prin existența ei. Cunoscând grija Ta iubitoare pentru oameni, cu umilință și credință te rog să-i dăruiți sănătate și să-i umpli inima și sufletul cu o nesfârșită pace. Tată Ceresc, îți mulțumesc pentru darul făcut mie prin existența mătușii mele, care este o sursă de înțelepciune, dragoste și sprijin în viața mea. Ea este o făptură minunată creată de Tine, iar prezența ei este o binecuvântare pentru mine. Te rog, ocrotește-o cu mila Ta și dă-i putere de a înfrunta provocările și necazurile vieții. Te rog, Doamne, să-i dai mătușii mele sănătate, vindecare și izbăvire în toate nevoile ei. Te rog să o pui sub protecția harului Tău vindecător și să o păzești de orice boală sau suferință. Fie ca fiecare bătaie a pulsului să o facă să simtă prezența Ta liniștitoare alături de ea și să fie dăruită prin binecuvântarea Ta cu vitalitate și energie pentru a-și îndeplini misiunea în viață. Te rog, Doamne, să-i oferi mătușii mele înțelepciunea și înțelegerea Ta divină, să-i luminezi mintea și inima și să o îndrumi pe calea cea bună. Ajută-o să-și găsească pacea și fericirea în Tine și să-și vadă menirea în viață. Te rog, Doamne, să umpli inima mătușii mele cu bucurie și pace. Să o însoțești cu prezența Ta și să-i oferi liniștea sufletească de care are nevoie. Fie ca fiecare zi să-i aducă lumina dragostei Tale și să o umple cu fericire și mulțumire.
Te rog, Doamne, să-i dăruiești mătușii mele puterea de a înfrunta greutățile vieții, înzestrând-o cu o nesfârșită încredere și speranță în viitor. Te rog să o întărești în timpul încercărilor dificile și să o ridici în momentele ei de slăbiciune. Ajută-o să rămână puternică și neclintită în credința ei și să-și găsească sprijinul în Tine. Te rog, Doamne, să-i dăruiești mătușii mele iubire și generozitate. Să o înveți să ierte și să-și ofere ajutorul celor din jurul ei. Fie ca fiecare gest al ei de bunătate să fie răsplătit cu binecuvântarea Ta și să aducă pace și armonie în viața ei. Îți mulțumesc, Doamne, pentru darul neprețuit oferit mie prin existența mătușii mele, care închipuie un sprijin pentru împlinirea vieții mele. Te rog să o ocrotești mereu și să o conduci pe calea cea bună. Invocând numele Tău, Iisuse Hristoase, îți încredințez viața mătușii mele, mărturisindu-ți toată dragostea și recunoștința mea. Amin. În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Doamne, izvor al iubirii și al înțelepciunii, ne închinăm înaintea Ta cu inimile pline de recunoștință pentru nenumăratele Tale daruri revărsate asupra noastră. Îți înfățișăm astăzi o rugăciune pentru ocrotirea nașilor noștri, numele lor, care ne-au fost alături în viața noastră de zi cu zi și ne-au ghidat cu înțelepciune și dragoste. Doamne, prea înțeleptul nostru păstor, Tu știi fiecare detaliu al vieții nașilor noștri, fiecare încercare și fiecare bucurie prin care au trecut. Te rugăm să privești cu ochi de milostivire asupra lor și să-i binecuvântezi, dăruindu-le sănătate, fericire și pace în inimii. Îți mulțumim, Doamne, pentru că ne-ai dăruit niște nași minunați, care au fost mereu alături de noi în momentele grele, cât și în cele pline de bucurie. Te rugăm să-i întărești în credință și să le dăruiești înțelepciunea de a Te sluji pe Tine, dar și pe semenii lor în toate împrejurările vieții lor. Fă, Doamne, ca nașii noștri să fie modele de virtute și de sfințenie pentru noi și pentru toți cei din jurul lor. Încurajează-i să rămână fermi în credința lor și să ducă o viață plină de iubire și devoțiune față de Tine. Te rugăm, Doamne, să-i binecuvântezi cu puterea de a fi sprijin și încurajare pentru noi în tot ceea ce facem. Ajută-i să ne înțeleagă și să ne susțină în nevoile noastre și să ne îndrume mereu pe calea cea dreaptă. Te rugăm, Doamne, dă sănătate nașilor noștri, întărește-le trupurile și vindecă-le sufletele de orice boală sau suferință. Fă ca fiecare zi să le aducă bucurie și liniște în inimii și să-i umple cu energie și putere, ca să-ți poată sluji ție, dar și semenilor lor. Ridicăm o rugăciune, Doamne, și pentru ocrotirea familiei nașilor noștri. Binecuvântează-i, Doamne, dăruindu-le armonie și dragoste în relațiile dintre ei și fă ca fiecare membru al familiei lor să fie un sprijin și o sursă de bucurie pentru ei. În încheiere, te rugăm, Doamne, să-i întărești pe nașii noștri în credința lor și să le dăruiești puterea de a Te sluji pe Tine, dar și pe semenii lor în toate împrejurările vieții lor. Ajută-i să trăiască în conformitate cu voia Ta sfântă și să fie luminați de prezența și dragostea Ta în fiecare zi. Îți mulțumim, Doamne, pentru toate binecuvântările Tale și pentru nașii minunați pe care ni i-ai dăruit. În credință în grijii Tale iubitoare și puternice soarta nașilor noștri și Te rugăm să ne ajuți să le fim mereu recunoscători și să-i cinstim așa cum se cuvine. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu cel atotputernic, lumina lumii și Mântuitorul nostru iubit, ne închinăm înaintea Ta în acest ceas de luptă și încercare la care ne supune năvala gândurilor.
Știm că în adâncul inimilor noastre luptăm cu forțe nevăzute, care ne îndeamnă către păcat și încercării, și că doar cu ajutorul și harul Tău putem birui aceste ispite și să ne menținem credința neclintită. Doamne, recunoaștem că adesea suntem asaltați de gânduri negre și îndemnuri rele, care ne distrag atenția de la voia Ta sfântă și ne îndeamnă către păcat și desfrânare. Ne plecăm înaintea Ta cu inimile îndurerate și cu umilință, cerându-Ți ajutorul și mila Ta în această luptă spirituală. Doamne Iisuse Hristoase, izgonește de la noi toate duhurile rele care încearcă să ne tulbure mintea și inima și să ne distragă de la căutarea Ta. Fă să fim întăriți în credința noastră și să fim protejați de harul Tău puternic în fața tuturor ispitelor și atacurilor vrăjmașului. Ajută-ne, Doamne, să ne ridicăm împotriva gândurilor rele și să le respingem cu hotărâre, stând tari pe temelia credinței și a iubirii Tale. Fă să fim conștienți de prezența Ta în inimile noastre și să ne întoarcem mereu la Tine pentru putere și îndrumare în mijlocul luptei noastre, Doamne Iisuse Hristoase. Învață-ne să ne îndreptăm gândurile spre cele sfinte și bune și să căutăm să ne hrănim mintea și inima cu adevărul și lumina Ta. Fă să fim mereu atenți la cuvintele și învățăturile Tale și să le punem în practică în viața noastră de zi cu zi, fă să fim întăriți de harul și binecuvântarea Ta în mijlocul luptei noastre cu năvala gândurilor și să fim protejați prin puterea Ta împotriva tuturor ispitelor și atacurilor vrăjmașului. Dă-ne putere să rămânem statornici în credința noastră și să biruim toate încercările și ispitele care vin asupra noastră. Sfinte Arhanghel Mihail, apărătorul credinței și al dreptății, roagă-le pe Domnul Dumnezeu să ne dăruiască harul și binecuvântarea pentru biruința noastră asupra năvalei gândurilor și să ne ajute să trăim o viață de sfințenie și virtute înaintea Sa. Fii ocrotitorul și apărătorul nostru și ajută-ne să fim demn de iubirea și milostivirea lui Dumnezeu în toate zilele vieții noastre. Sfântă Fecioară Maria, Maica Domnului nostru Iisus Hristos, roagă-le pe Fiul Tău să ne întărească în această luptă cu năvala gândurilor și să ne ajute să trăim o viață de smerenie și curăție înaintea Sa. Fii ocrotitoarea noastră și ajută-ne să fim demn de harul și iubirea lui Dumnezeu în toate zilele vieții noastre. Doamne Iisuse Hristoase, Te rugăm să ne îndrepți pașii pe calea sfințeniei și să reverși asupra noastră harul și binecuvântarea Ta pentru biruința noastră împotriva năvalei gândurilor. Fă să simțim mereu prezența Ta alături de noi și să trăim în pace și bucurie în inimile noastre. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu cel atotputernic, lumina lumii și Mântuitorul nostru iubit, ne închinăm înaintea Ta în acest ceas de căutare și introspecție, cerându-Ți ajutorul și îndrumarea în orânduirea vieții noastre. Știm că doar în Tine și prin Tine putem găsi adevăratul sens și scop în viață și că numai prin voia Ta putem găsi adevărata împlinire. Doamne, recunoaștem că adesea ne rătăcim pe căile acestei lumii, căutând fericirea și împlinirea în lucrurile trecătoare și în plăcerile efemere. Ne închinăm înaintea Ta cu inimile deschise și cu umilință, rugându-Te să ne dai lumină și înțelepciune în călătoria noastră pe acest pământ. Doamne Iisuse Hristoase, ajută-ne să ne căutăm scopul și sensul vieții în comuniunea cu Tine și în slujirea aproapelui nostru. Fă să fim conduși de voia Ta sfântă în toate aspectele vieții noastre și să trăim în conformitate cu poruncile și învățăturile Tale. Ajută-ne, Doamne, să fim întăriți în credința noastră și să ne menținem statornici în mijlocul ispitelor și tentațiilor care vin asupra noastră. Dă-ne putere ca să rămânem feriți de păcat și să ne conducem viețile în lumina adevărului și a dreptății Tale. Doamne Iisuse Hristoase, fă să ne găsim fericirea și împlinirea în lucrurile care sunt de valoare veșnică și să ne ridicăm privirea către ceruri. De unde vine ajutorul pentru noi?
Ajută-ne să ne îndreptăm pașii pe calea cea dreaptă și să ne depășim egoismul și dorința de satisfacere a propriilor noastre plăceri, fă să fim întăriți de harul și binecuvântarea Ta în mijlocul tuturor încercărilor și dificultăților vieții și să rămânem feriți de ispitele și atacurile vrăjmașului. Dă-ne putere să trăim o viață de sfințenie și virtute înaintea Ta și să fim podoabe ale măreției și slavei Tale. Sfinte Arhanghel Mihail, apărătorul credinței și al dreptății, roagă-le pe Domnul Dumnezeu să ne dăruiască harul și binecuvântarea Sa pentru orânduirea vieții noastre și să ne ajute să trăim o viață plină de smerenie și devotament față de El. Fii ocrotitorul și apărătorul nostru și ajută-ne să fim demn de iubirea și milostivirea lui Dumnezeu în toate zilele vieții noastre. Sfântă Fecioară Maria, Maica Domnului nostru Iisus Hristos, roagă-le pe Fiul Tău să ne întărească în această călătorie pe calea sfințeniei și să ne ajute să trăim o viață de smerenie și curăție înaintea Sa. Fii ocrotitoarea noastră și ajută-ne să fim demn de harul și iubirea lui Dumnezeu în toate zilele vieții noastre. Doamne Iisuse Hristoase, Te rugăm să ne îndrepți pașii pe calea sfințeniei și să ne dăruiești harul și binecuvântarea Ta pentru orânduirea vieții noastre. Fă să simțim mereu prezența Ta alături de noi și să trăim în pace și bucurie în inimile noastre. Amin. Prea iubite și prea milostive Doamne al luminii și al iubirii, ne închinăm înaintea Ta cu inimile deschise și cu duhul smerit, cerându-ți să cobori asupra noastră darul bâlândeții și al smereniei în slujirea aproapelui. Privind către Tine, izvorul milostivirii și al bunătății, ne simțim cuprinși de dorința arzătoare de a fi luminați și întăriți de prezența Ta sfântă. Te rugăm, Doamne, să ne umpli inimile cu bâlândețea și cu smerenia Ta, astfel încât să putem sluji aproapelul nostru cu dragoste și devotament. Ajută-ne să fim milostivi și plini de compasiune față de cei aflați în nevoie, dedicându-ne viața slujirii lor, așa cum Tu ne-ai învățat prin exemplul Tău de iubire și smerenie. Ne deschidem inimile în fața Ta, Doamne, căutând să fim transformați de harul și de iubirea Ta. Te rugăm să ne eliberezi de păcatul egoismului și al mândriei noastre strivitoare și să ne umpli cu simțămintele inimii Tale milostive și generoase. Fă să simțim durerea și nevoile celor din jurul nostru și să fim gata să le întindem o mână de ajutor și de încurajare, te rugăm, Doamne, să ne înveți să trăim în armonie și în pace cu aproapele nostru, să ne purtăm sarcinile cu răbdare și cu bunătate și să ne respectăm și să ne iubim unii pe alții, așa cum Tu ne iubești pe noi. Dă-ne înțelepciunea și curajul de a renunța la interesele noastre egoiste și de a ne dedica viața slujirii aproapelui nostru. În ruslava Ta ajută-ne, Doamne, să fim întotdeauna atenți la nevoile celor din jurul nostru și să răspundem cu generozitate și iubire la chemarea lor. Fă ca fiecare gest de bunătate și fiecare cuvânt de încurajare pe care îl oferim să fie o mărturie vie a iubirii și a milostivirii Tale. Ajută-ne să fim mereu gata să ne sacrificăm pentru binele aproapelui nostru și să fim instrumente ale iubirii și ale milostivirii Tale în lumea aceasta tulbure. Te rugăm, Doamne, să ne călăuzești și să ne conduci în ruslujirea aproapelui nostru, astfel încât să putem aduce lumina și speranța în viețile celor aflați în întuneric și în disperare. Fă ca viața noastră să fie un exemplu viu al iubirii și al smereniei Tale, încât să aducem slavă și onoare numelui Tău prin faptele și cuvintele noastre. Închinăm brijii Tale slujirea noastră, Doamne, rugându-Te să ne întărești și să ne binecuvântezi în toate zilele vieții noastre. Te rugăm să ne dăruiești harul și puterea Ta ca să fim luminați și întăriți de Duhul Tău Sfânt, astfel încât să putem sluji aproapelul nostru cu bâlândețe și cu smerenie. Te slăvim și Te binecuvântăm în vecii vecilor. Amin.
Prea iubite și prea mărețe Dumnezeule, izvorul vieții și al luminii, ne închinăm înaintea Ta cu inimile deschise și cu Duhul smerit, rugându-Te să trimiți asupra noastră darul preasfânt al Duhului Tău. Privind către Tine, izvorul milostivirii și al puterii, ne simțim cuprinși de dorința arzătoare de a fi umpluți de prezența Ta divină și conduși pe căile dorite de Tine. Te rugăm, Doamne, să revărsi Duhul Tău Sfânt asupra noastră în această clipă sfântă. Deschide ușile cerului și coboară peste noi puterea Ta divină, umplându-ne inimile cu iubirea și cu pacea Ta. Fă să simțim prezența Ta vie și să gustăm din bogățiile îndurării și înțelepciunii Tale. Doamne, ne deschidem inimile înainte Ții, căutând să fim curățiți și purificați de puterea Duhului Tău Sfânt. Te rugăm să îndepărtezi orice gând rău și orice slăbiciune din noi și să ne umpli cu harul și cu puterea Ta, astfel încât să putem trăi în conformitate cu voia Ta sfântă în fiecare zi a vieții noastre. Ajută-ne, Doamne, să fim deschiși și ascultători la glasul Duhului Tău Sfânt. Luminează-ne mintea și înțelegerea cu înțelepciunea și cu adevărul Tău și fă să ne ghidăm pașii pe calea cea dreaptă a credinței și a iubirii. Dă-ne curajul și puterea de a mărturisi cuvântul Tău și de a trăi în conformitate cu învățăturile și poruncile Tale. Te rugăm, Doamne, să ne umpli cu darurile Duhului Tău Sfânt, astfel încât să putem sluji cu credință și devotament în biserică și în lume. Dă-ne harul de a fi mărturisitori ai iubirii și al milostivirii Tale și să fim luminători ai întunericului și vindecători ai suferinței din jurul nostru, încredințăm grijii Tale viața noastră, Doamne, rugându-Te să ne conduci și să ne protejezi în toate zilele vieții noastre. Fă ca Duhul Tău Sfânt să rămână mereu cu noi, să ne îndrume și să ne călăuzească pe calea cea dreaptă, până la sfârșitul vieții noastre. Îți mulțumim, Doamne, pentru darul neprețuit al Duhului Tău Sfânt, pentru că ne umpli cu viață și cu putere divină. Te slăvim și Te binecuvântăm în vecii vecilor. Amin. Doamne, izvorul iubirii și al milostivirii, îți închin această rugăciune sinceră pentru ocrotirea surorii mele, un dar neprețuit pe care mi l-ai dăruit în această viață. Cu umilință și recunoștință, te rog să-i arăți milostivirea și să-i dau binecuvântarea în fiecare zi a vieții sale. Îți mulțumesc, Tată Ceresc, pentru harul și iubirea Ta nesfârșită cu care o înconjor pe sora mea în fiecare moment al vieții sale. Ajută-mă, Doamne, să-i fiu un sprijin și o sursă de încurajare în timpul tuturor încercărilor și provocărilor vieții sale. Te rog, Doamne, să-i dăruiești surorii mele sănătate și putere pentru a face față tuturor provocărilor și încercărilor vieții. Te rog să o cuprinzi sub vălul harului Tău vindecător și să o păzești de orice boală sau suferință. Fie ca fiecare bătaie a pulsului să o facă să simtă prezența Ta liniștitoare alături de ea și să fie dăruită prin binecuvântarea Ta cu vitalitate și energie, pentru a-și îndeplini misiunea în viață. Te rog, Doamne, să-i oferi surorii mele înțelepciunea și înțelegerea Ta divină. Să-i luminezi mintea și inima și să o îndrumi spre calea cea dreaptă în viață. Ajută-o să ia decizii înțelepte și să găsească drumul către fericire și împlinire în voia Ta. Te rog, Doamne, să o binecuvântezi pe sora mea cu bucurie și pace, pe care să le reverși în inima și în sufletul ei. Te rog să o umpli de fericirea de a trăi în prezența Ta și să sădești în cugetul ei adevărata pace și fericire în fiecare zi a vieții sale. Fie ca fiecare pas pe care îl face să fie călăuzit de mâna Ta divină, fiind binecuvântat cu armonie și echilibru în viață. Te rog, Doamne, să o ajuți pe sora mea să înfrunte provocările și necazurile vieții cu încredere și demnitate.
Te rog să o cuprinzi în brațele tale puternice în timpul momentelor de încercare și să o ridici în timpul momentelor ei de cădere. Ajută-o să învețe înțelesurile adânci din fiecare experiență de viață, încât să se dezvolte ca o femeie puternică și înțeleaptă, pătrunsă de credința în tine și de înțelepciunea ta. Te rog, Doamne, să-i dăruiești surorii mele puterea de a ierta și de a iubi necondiționat. Te rog să-i deschizi sufletul, încât să poată ierta greșelile celor din jurul ei și să-l umpli cu iubire și compasiune pentru aceștia. Fie ca fiecare gest al ei de bunătate și generozitate să fie răsplătit cu binecuvântarea ta generoasă, ajutând-o să trăiască în dragostea și iubirea ta. Îți mulțumesc, Doamne, pentru darul neprețuit oferit mie prin existența surorii mele, cât și pentru harul și binecuvântarea ta, revărsate continuu asupra ei. Te rog să o acoperi mereu cu dragostea și protecția ta și să o conduci pe calea cea dreaptă. Invocând numele Tău, Iisuse Hristoase, îți încredințez viața surorii mele, mărturisindu-ți toată dragostea și recunoștința mea. Amin. Prea iubite Doamne și Stăpâne al vieții și al morții, ne închinăm Ție cu inimile pline de smerenie și umilință. Privind cu nădejdie către Tine, izvorul iertării și al milostivirii, ne simțim cuprinși de căință pentru uriașele păcate care apasă asupra noastră și Te rugăm să ne dai puterea de a ne recunoaște greșelile și de a ne întoarce la Tine. Te rugăm, Doamne, să ne asculți și să primești spovedania noastră cu blândețe și îndurare. Ne recunoaștem păcatele în fața Ta, conștienți de greutatea lor și de impactul pe care l-au avut asupra noastră și asupra celor din jurul nostru. Cu inima îndurerată și cu lacrimi în ochi, ne pocăim sincer pentru toate greșelile făptuite și Îți cerem smerit iertarea. Doamne, Îți mărturisim păcatele ce apasă asupra noastră cu toată sinceritatea și cuprinși de adâncă umilința. Ne cerem iertare pentru fiecare gând, cuvânt și faptă care au fost împotriva voii Tale sfinte. Ne căim pentru egoismul nostru, pentru lipsa de iubire și de milă față de ceilalți, pentru îndârjirea noastră în stăruința de a rămâne în păcat și pentru lipsa noastră de credință și devoțiune față de Tine. Te rugăm, Doamne, să ne ajut să ne cunoaștem mai bine slăbiciunile și să ne întărim voința pentru a rezista ispitelor care ne înconjoară. Dă-ne harul de a ne schimba viața și de a ne îndrepta pașii pe calea cea dreaptă. Luminează-ne mintea și inima cu înțelepciunea și cu iubirea Ta, astfel încât să putem trăi în conformitate cu voia Ta sfântă în fiecare zi a vieții noastre. Te rugăm, Doamne, să ne mângâi inimile cu iertarea Ta și să ne dăruiești pacea și bucuria mântuirii. Fă ca spovedania noastră să fie un început al unei vieți noi în Hristos, plină de credință, nădejde și dragoste. Încredințăm sufletele noastre grijitale și Îți cerem binecuvântarea, astfel încât să ne putem ridica din nou, spre a merge înainte cu credință și curaj. Îți mulțumim, Doamne, pentru iubirea și mila Ta nesfârșită, pentru că ne primești mereu cu brațele deschise și ne oferi harul și iertarea Ta. Te slăvim și Te binecuvântăm în vecii vecilor. Amin. Doamne, Îți aducem o rugăciune dedicată tuturor studenților care se pregătesc pentru examene. În fața sarcinilor academice și a provocărilor care le stau în cale, ne arătăm încrederea în milostivirea și înțelepciunea Ta. În aceste momente de încercare și efort intelectual, căutăm lumina și ajutorul Tău, Doamne. Ajută-ne să ne îndreptăm gândurile și inimile spre Tine, izvorul adevăratei înțelepciuni și al cunoașterii. Fii alături de noi în fiecare pas pe care îl facem pe calea pregătirii pentru examene. Înainte de a ne scufunda în marea cunoașterii, cerem îndrumarea și binecuvântarea Ta.
Dă-ne răbdare și înțelepciune în timp ce studiem, să ne putem aprofunda cunoștințele și să înțelegem subtilitățile materiilor noastre. Deschide-ne mințile și inimile către înțelegerea profundă a adevărurilor care ne sunt prezentate. O, bunule Părinte, fă să fim statornici și hotărâți în eforturile noastre. Să nu ne lăsăm cuprinși de teama de eșec sau de neliniștea dinaintea probelor. Ne punem toate nădejdile în promisiunea Ta că vei fi mereu cu noi și că vei da putere celor ce se cred în Tine. Către Tine ne întoarcem în rugăciune înaintea fiecărui examen, cerându-Ți să ne calmezi inimile și să ne luminezi mințile. Ajută-ne să ne amintim de cunoștințele acumulate și să le aplicăm în mod corespunzător în timpul testelor. Dă-ne curajul și încrederea în propriile noastre capacități, știind că suntem susținuți de dragostea și puterea Ta. Ajută-ne să răspundem la întrebările examenului cu claritate și precizie și să fim stăpâni pe noi în fața oricăror provocări sau surprize pe care le-am putea întâlni. Când așteptăm rezultatele, Doamne, coboară asupra inimilor noastre pacea și liniștea. Să ne amintim că destinul nostru este în mâinile Tale și că Tu vei lucra pentru binele nostru. Indiferent de rezultatele obținute, să fim mulțumitori pentru oportunitatea de a învăța și de a crește în înțelepciune. Îți mulțumim, Doamne, pentru darul cunoașterii și pentru sprijinul pe care îl oferi celor ce se roagă Ție. Te rugăm ca binecuvântarea Ta să se reverse asupra fiecărui student în timpul examenelor și în viața de după acestea. Invocând numele Tău, te rugăm să ne dăruiești succes, înțelepciune și împlinire în fiecare pas pe care îl facem. Amin. Tată Ceresc, în rugăciunea mea de astăzi îmi deschid inima plină de recunoștință în fața Ta pentru darul minunat pe care mi l-ai făcut în această viață, dăruindu-mi-l pe Tatăl meu. El este un simbol al iubirii Tale pe pământ, un izvor de înțelepciune, îndrumare și sprijin necondiționat. Scumpe Tată, în fiecare zi îl rog pe Părintele nostru Ceresc să-Ți acorde puterea și înțelepciunea necesară pentru a-Ți îndeplini misiunea de ocrotitor al vieții mele. Fie ca harul să-Ți umple inima cu dragoste, răbdare și înțelegere în fața provocărilor și încercărilor vieții. Îți mulțumesc, scumpe Tată, pentru toate sacrificiile pe care le-ai făcut pentru mine. Pentru orele pierdute de somn, pentru munca grea și pentru fiecare sfat înțelept oferit cu dragoste și devotament. Cuvintele nu sunt suficiente pentru a exprima recunoștința mea pentru tot ceea ce ai făcut și continui să faci pentru mine. Doamne, te rog să-i oferi tatălui meu sănătate și putere pentru a face față tuturor încercărilor vieții. Fii alături de el în momentele de slăbiciune și durere și fă să simtă întotdeauna prezența ta liniștitoare în viața lui. Te rog să-l aperi de orice rău și să-i oferi liniște și pace în inimă. Te rog, Doamne, să-i dăruiești tatălui meu înțelepciunea necesară pentru a face alegerile corecte în viață și să-i luminezi căile sorții, îndrumându-i astfel pașii încât să trăiască în armonie cu voia ta și să devină un exemplu de dreptate și bunătate pentru cei din jurul lui. Te rog, Doamne, să-i binecuvântezi munca și să-i înmulțești roadele eforturilor sale. Să-i dăruiești succes în toate proiectele și să-i deschizi uși de oportunitate în cariera și în viața sa profesională. Să fie întotdeauna protejat și ghidat de mâna ta divină în toate activitățile sale. Te rog, Doamne, să-i oferi tatălui meu bucurie și fericire în mijlocul familiei sale. Să simtă dragostea și aprecierea membrilor familiei sale în fiecare zi și să trăiască în armonie și unitate cu cei dragi. Fie ca fiecare moment petrecut împreună cu familia să fie binecuvântat de pacea și iubirea ta divină. Te rog, Doamne, să-i dăruiești tatălui meu puterea de a înțelege și a accepta planurile tale pentru el. Să fie întotdeauna deschis spre voia ta și să-și pună cu toată încrederea soarta în mâinile tale în orice împrejurare.
te rog să fie binecuvântat și ajutat spre a putea întâmpina cele mai grele încercări ale destinului. O, Dumnezeule, te rog să-i acorzi tatălui meu pace și confort în inima și sufletul său. Să-și găsească odihna și siguranța în prezența ta și să-și ridice ochii spre tine în fiecare moment de nevoie. Fie ca rugăciunile sale să fie auzite și împlinite în conformitate cu voia ta sfântă. Îți mulțumesc, Doamne, pentru darul neprețuit pe care mi l-ai dat, oferindu-mi-le pe tatăl meu. Te rog să-i acorzi binecuvântarea ta continuă și să-l aperi și să-l îndrumi în fiecare zi a vieții sale. Invocând numele Tău, Iisuse Hristoase, îți închin această rugăciune pentru tatăl meu, cu inima plină de recunoștință și dragoste. Amin. În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, învățător al iubirii și al armoniei, ne închinăm înaintea Ta cu inimile pline de recunoștință și nădejde. Îți înfățișăm de această dată o rugăciune pentru tinerii căsătoriți, rugându-te să le binecuvântezi căsătoria și să le dăruiești harul și înțelepciunea de a trăi împreună în dragoste și unitate. Doamne, care ai binecuvântat instituția căsătoriei și ai spus că cei doi vor fi un trup, te rugăm să binecuvântezi pe toți tinerii care s-au căsătorit recent. Fă ca dragostea lor să fie mereu vie și plină de iubire, iar căsnicia lor să fie un loc de pace și bucurie. Îți mulțumim, Doamne, pentru darul căsătoriei și pentru binecuvântările pe care le aduce în viețile noastre. Te rugăm să fii mereu prezent în căsniciile lor, să-i călăuzești și să-i ocrotești în toate împrejurările vieții lor și să-i ajuți să crească în dragoste și respect unul față de celălalt. Ajută-i, Doamne, pe tinerii căsătoriți să-și împărtășească bucuriile și tristețile. Să se susțină unul pe celălalt în momentele dificile și să-și exprime mereu dragostea și aprecierea reciprocă. Fă ca nobila căsătorie a lor să fie un exemplu de unitate și iubire pentru toți cei din jurul lor. Te rugăm, Doamne, să le dăruiești tinerilor căsătoriți harul de a fi părinți buni și de a-și crește copiii în dragoste și în înțelepciunea Ta. Fă ca familia lor să fie un loc de creștere spirituală și de înțelegere reciprocă, unde fiecare membru să se simtă iubit și apreciat. Îți mulțumim, Doamne, pentru existența căsătoriei și a familiei, care sunt daruri ale Tale pentru noi. Te rugăm să binecuvântezi toate căsniciile și să le ajuți să crească în dragoste și în înțelepciunea Ta în fiecare zi. Fă ca tinerii căsătoriți să-și trăiască viața împreună în armonie și fericire până la adânci bătrâneți, iar căsnicia lor să fie o binecuvântare pentru ei și pentru toți cei din jurul lor. Amin. Doamne, izvorul iubirii și al milostivirii, îți închin această rugăciune pentru ocrotirea unchiului meu, o ființă dragă și prețioasă în viața mea. Cu umilință și credință, te rog să-l ocrotești și să-l binecuvântezi în fiecare zi. Tată Ceresc, îți mulțumesc pentru darul neprețuit oferit mie prin existența unchiul meu, care este o sursă de înțelepciune, încurajare și sprijin pentru mine. El este o binecuvântare divină și un reazăm pentru viața mea, de aceea te rog să-L însoțești mereu cu prezența Ta divină și să-L ocrotești de orice primejdie și necaz. Te rog, Doamne, să-i acorzi unchiului meu sănătate și putere pentru a face față tuturor încercărilor și greutăților vieții. Te rog să-L cuprinzi sub vălul harului Tău vindecător și să-L păzești de orice boală sau suferință. Fie ca fiecare bătaie a pulsului să-l facă să simtă prezența ta liniștitoare alături de el care să-l umple cu vitalitate și energie pentru a-și îndeplini misiunea în viață. Te rog, Doamne, să-i dăruiești unchiului meu înțelepciunea și înțelegerea ta divină. Să-i luminezi mintea și inima și să-l îndrumi pe calea dreaptă. Ajută-l să ia decizii înțelepte și să-și găsească fericirea și împlinirea în voia ta. Te rog, Doamne, să-l binecuvântezi pe unchiul meu încărcându-i inima și sufletul cu bucurie și pace.
Te rog să-L însoțești în fiecare zi a vieții sale și să-I oferi liniștea sufletească de care are nevoie. Fie ca fiecare zi a sa să fie plină de harul și binecuvântarea ta și să-I aducă împlinire și satisfacție în viață. Te rog, Doamne, să-L ajuți pe unchiul meu să înfrunte provocările și greutățile vieții cu încredere și demnitate. Te rog, întărește-le în timpul încercărilor la care îl supun greutățile vieții și ridică-le în momentele de slăbiciune. Ajută-l să rămână puternic și statornic în credința sa, găsind veșnic un sprijin în tine. Te rog, Doamne, să-i dăruiești unchiului meu iubire și generozitate. Să-l înveți să ierte și să-și ofere ajutorul celor din jurul său. Fie ca fiecare gest al său de bunătate să fie răsplătit cu binecuvântarea ta, aducându-i pace și armonie în viață. Îți mulțumesc, Doamne, pentru darul neprețuit oferit mie prin existența unchiul meu, cât și pentru harul și binecuvântarea ta, revărsate continuu asupra lui. Te rog să-l acoperi mereu cu dragostea și protecția ta și să-l conduci pe calea cea dreaptă. Invocând Tău, Iisuse Hristoase, îți încredințez viața unchiului meu, mărturisindu-ți toată dragostea și recunoștința mea. Amin. Doamne, ne închinăm înaintea Ta cu smerenie și cu inimile pline de recunoștință pentru toate binecuvântările Tale, pe care le reverși în fiecare zi peste noi. Te rugăm, Doamne, să ne îngădui să ne apropiem de Tine acum, cu inima deschisă și cu mintea smerită, pentru a-Ți înfățișa rugăciunea noastră de ocrotire a vărului nostru, numele Lui. Te rugăm, Doamne, să privești cu îndurare asupra vărului nostru și să-L acoperi cu aripile Tale de protecție și îndrumare. Călătoria sa prin această viață este plină de provocări și ispite, care se ivesc cu duiumul în calea sa. Te rugăm, Doamne, să-i luminezi cărarea, să-i întărești credința și să-i dai înțelepciunea necesară pentru a face alegerile corecte. Te rugăm să-l ajut să găsească calea ta, ca să-ți urmeze voia în toate aspectele vieții sale. Binecuvântează-le cu harul tău și cu puterea ta, astfel încât să poată depăși orice obstacol și să înfrunte orice încercare cu credință și curaj. Te rugăm, Doamne, pentru sănătatea lui, atât trupească, cât și spirituală. Vindecă orice boală sau suferință cu care se confruntă și dă-i puterea de a te sluji pe tine și pe ceilalți cu inimă deschisă și generoasă. Înțeleptul Solomon ne învață că încredințează-ți căile Domnului și nădăjduiește în El și El va lucra, Proverbe 3, 5, 6. Te rugăm, Doamne, să-L călăuzești pe vărul nostru să-și pună întotdeauna încrederea în Tine și să-Ți urmeze calea în toate aspectele vieții sale. Binecuvântează-le, Doamne, sădindu-i bucurie și pace în inimă. Înlătură-i orice frică, îndoială sau neliniște din suflet și umple-le cu siguranța că Tu ești mereu cu el, călăuzindu-le și ocrotindu-le în orice împrejurare. Te rugăm, Doamne, și pentru binecuvântarea familiei și celor dragi vărului nostru. Fă ca să-i fie sprijin și încurajare în momentele dificile și să-i împărtășească bucuriile și împlinirile vieții. Fă ca legăturile de dragoste să fie întărite și cu toții să fie o sursă de binecuvântare și susținere reciprocă în tot ceea ce fac. Te rugăm, Doamne, să-L binecuvântezi pe vărul nostru în toate aspectele vieții sale, în muncă și în odihnă, în relațiile sale cu cei din jur sau în singurătate, atât în clipele de bucurie, cât și în cele de tristețe. Fă-l să-ți simtă prezența în fiecare moment al vieții și ajută-l să trăiască în conformitate cu voia ta sfântă. Îți mulțumim, Doamne, pentru că ne asculți rugăciunile și pentru că ești mereu alături de noi în toate împrejurările vieții. Încredințăm grijii tale iubitoare și puternice pe vărul nostru, încredințați că voia ta e lucrul cel mai potrivit pentru viața lui. Amin. În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.
Doamne, izvor al iubirii și al milostivirii, ne închinăm înaintea Ta cu smerenie și recunoștință pentru darurile Tale nenumărate revărsate din belșug asupra noastră. Te rugăm să ne ierți păcatele și să primești rugăciunea noastră pentru verișoara noastră, numele ei. Doamne, înțelept păstor al nostru, știi fiecare detaliu al vieții ei, fiecare gând, fiecare dorință și fiecare suferință. Te rugăm să privești cu ochi de milostivire asupra ei și să-i oferi îndrumarea și protecția Ta în toate aspectele vieții sale. Aducem înaintea judecății Tale, Doamne, inima ei plină de speranțe și vise, dar și de temeri și necazuri. Te rugăm să-i întărești credința în Tine și să-i dăruiești pacea interioară și liniștea sufletească. Fă ca fiecare pas pe care îl face să fie călăuzit de lumina și dragostea Ta. Te rugăm, Doamne, ajută-o pe verișoara noastră să găsească drumul cel bun în viață. Oferă-i înțelepciunea de a face alegeri înțelepte și curajul de a urma calea dreaptă chiar și în fața ispitelor și a greutăților. Învață-o să-și pună întotdeauna încrederea în Tine și să nu se abată niciodată de la adevărul și iubirea Ta. Învață-o, Doamne, să-ți slujească cu inimă deschisă și să-și ajute semenii în nevoie. Fă din ea un instrument al iubirii Tale și al milostivirii Tale în lumea aceasta plină de suferință și necazuri. Binecuvântează-i mâinile și inima astfel încât să poată aduce alinare și speranță acolo unde este nevoie. Te rugăm, Doamne, să-i oferi sănătate trupească și spirituală. Vindecă orice boală sau suferință cu care se confruntă și umplu-o cu puterea Ta vindecătoare. Fă ca trupul ei să fie tare și sănătos, iar sufletul ei să fie plin de bucurie și pace. Ne rugăm, Doamne, și pentru binele familiei ei, care să fie un izvor de dragoste și armonie. Binecuvântează și legăturile din lăuntrul familiei ei și fă ca fiecare membru al familiei să fie un sprijin și o sursă de bucurie pentru ea. Ajută-i pe toți ca să treacă prin orice încercare împreună, încredințându-și mereu soarta în voia și în înțelepciunea Ta. În încheiere, Doamne, încredință-mi grijii Tale iubitoare și puternice soarta verișoarei noastre. Ajută-o să simtă mereu prezența și iubirea Ta în viața ei și să trăiască în conformitate cu voia Ta sfântă. Îți mulțumim pentru toate binecuvântările Tale și pentru răspunsul la rugăciunile noastre smerite. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Doamne Dumnezeule, ne închinăm înaintea Ta în această perioadă de post, aducându-Ți mulțumiri pentru darul acestei ocazii, în care căutăm să fim mai aproape de Tine. În umilință și smerenie ne apropiem de Sfânta Ta prezență, cerându-Ți îndrumarea și binecuvântarea în această călătorie a postului. Doamne Iisuse Hristoase, Tu care ai postit timp de 40 de zile în pustie, învățându-ne astfel să ne împotrivim ispitelor și să ne concentrăm pe comuniunea cu Tatăl, ne rugăm să ne întărești și să ne îndrumi în această perioadă de post. Fie ca abstinența noastră să fie însoțită de rugăciune și smerenie, căutând să ne curățim sufletele și să ne apropiem mai mult de Tine. Te rugăm, Doamne, să ne ajuți să înțelegem adevărata semnificație a postului, să nu fie doar o privare de mâncare, ci un mijloc de purificare a minții și a inimii. Fie ca această perioadă să fie pentru noi un timp de introspecție și transformare spirituală, în care să ne înnoim angajamentul față de Tine și față de aproapele nostru. Doamne Iisuse, ne încredințăm Ție cu toate gândurile, cuvintele și faptele noastre din timpul acestui post. Te rugăm să ne călăuzești în alegerile noastre alimentare și în toate activitățile noastre, astfel încât ele să fie plăcute înaintea Ta. Fie ca postul nostru să fie un mijloc de a renunța la păcatele noastre și de a ne apropia mai mult de sfințenia Ta.
Te rugăm, Doamne, să ne umpli inimile cu smerenie și recunoștință în timpul acestui post. Fie ca fiecare zi să fie o ocazie de a ne încina Ție cu smerenie și respect, recunoscându-Ți suveranitatea și bunătatea. Îți încredințăm dorințele și nevoile noastre în timpul acestui post și cerem să fim întăriți în credință și devotament. Doamne Iisuse, ne rugăm pentru puterea de a birui ispitele și păcatele în timpul acestei perioade de post. Fie ca Duhul Tău Sfânt să ne ocrotească și să ne întărească în fața oricărei tentații. Te rugăm să ne dai puterea de a spune nu păcatului și de a căuta virtutea și sfințenia în fiecare zi. Te rugăm, Doamne, să ne ajut să ne purificăm nu doar trupurile prin abstinență, ci și sufletele prin pocăință și iertare. Fie ca acest post să fie un timp de reconciliere cu aproapele nostru și de împăcare cu cei pe care i-am supărat. Îți încredințăm relațiile noastre și cerem să fim agenți ai păcii și iubirii în timpul postului. Doamne Iisuse, învățător al bunătății și al iubirii, ne rugăm să fim atenți la nevoile celorlalți în timpul acestui post. Fie ca inimile noastre să se deschidă pentru a-i ajuta pe cei sărmani și pe cei aflați în suferință. Îți încredințăm generozitatea noastră și cerem să fim binecuvântați prin slujirea față de cei nevoiași. Te rugăm, Doamne, să ne ajut să avem răbdare și perseverență în timpul acestui post. Fie ca fiecare zi să fie un pas înainte în călătoria noastră spirituală, căutând mai multă apropiere de Tine. Îți încredințăm eforturile noastre și cerem să fim susținuți de harul și puterea Ta. Doamne Iisuse, ne rugăm pentru comunitatea noastră de credincioși care participă la această perioadă de post. Fie ca rugăciunile și eforturile noastre colective să aducă binecuvântarea Ta asupra bisericii Tale. Îți încredințăm familia noastră spirituală și cerem să fim uniți în credință și iubire în timpul acestei perioade sfinte. Te rugăm, Doamne, să ne ajut să depășim slăbiciunile noastre și să ne întărești în postul nostru. Fie ca fiecare zi să fie plină de harul și prezența Ta, iar trupurile noastre și sufletele noastre să fie hrănite cu bucuria comuniunii cu Tine. Îți aducem laude și îți păstrăm adâncă recunoștință pentru harul postului și cerem să fim binecuvântați în această perioadă sfântă. Amin. Prea iubite Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu cel viu, aducem înaintea Ta inimile noastre umile și îndurerate. Tu, care ai răbdat suferință și ai cunoscut nevoile noastre, ascultă-ne rugăciunea, îți aducem mulțumiri pentru iubirea și mila Ta nesfârșită, pentru că ne-ai dat viață și speranță în fiecare zi. Ne închinăm înaintea Ta cu adâncă umilință, conștienți de slăbiciunile și de păcatele noastre, cerându-Ți iertare și milă, Te rugăm, Doamne Iisuse, întinde-Ți mâna Ta cea sfântă asupra noastră și vindecă-ne trupurile și sufletele. Coboară lumina Ta asupra întunericului din noi și dăruiește-ne puterea de a birui ispitele și greutățile vieții. Ajută-ne să fim milostivi și iubitorii, să ne purtăm îndatiririle cu răbdare și încredere că împlinim voia Ta. Fă-ne pe noi înșine și pe cei din jurul nostru să fim mărturisitori ai iubirii Tale, aducând alinare și speranță în lumea aceasta tulbure. Te rugăm, Doamne Iisuse, să ne călăuzești pașii pe calea cea dreaptă și să ne aperi de toate primejdiile. Fă să simțim mereu prezența Ta lângă noi, ca să nu ne temem de nimic. Îți încredințăm viața noastră, Domnul și Mântuitorul nostru, și Te rugăm să cobori asupra ne binecuvântarea Ta, binecuvântând totodată familiile noastre, comunitățile din care facem parte, cât și întreaga omenire. Cu inimile pline de recunoștință și speranță, încredințăm această rugăciune puterii Tale, știind că Tu ești îndurarea și salvarea noastră. Amin. Doamne, aducem înaintea Ta
inimile noastre umile și îndurerate. Tu, care ai răbdat suferință și ai cunoscut nevoile noastre, ascultă-ne rugăciunea. Îți aducem mulțumiri pentru iubirea și mila ta nesfârșită, pentru că ne-ai dat viață și speranță în fiecare zi. Ne închinăm înaintea ta cu adâncă umilință, conștienți de slăbiciunile și de păcatele noastre, cerându-ți iertare și milă. Te rugăm, Doamne Iisuse, întinde-ți mâna ta cea sfântă asupra noastră și vindecă-ne trupurile și sufletele. Coboară lumina ta asupra întunericului din noi și dăruiește-ne puterea de a birui ispitele și greutățile vieții. Ajută-ne să fim milostivi și iubitori și să ne purtăm suferințele cu răbdare și încredere, că împlinim voia ta. Fă-ne pe noi și pe cei din jurul nostru să fim mărturisitori ai iubirii tale, aducând alinare și speranță în lumea aceasta tulbure. Te rugăm, Doamne Iisuse, să ne călăuzești pașii pe calea cea dreaptă și să ne aperi de toate primejdiile. Ajută-ne să simțim mereu prezența ta lângă noi, ca să nu ne temem de nimic. Ne încredințăm viața în mâinile tale, Doamne, și te rugăm să cobori asupra noastră binecuvântarea ta, să ne binecuvântezi familiile și comunitățile din care facem parte, cât și întreaga omenire. Cu inimile pline de recunoștință și speranță, înălțăm această rugăciune către tine, știind că tu ești îndurarea și salvarea noastră. Amin. În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Doamne Dumnezeule, izvor al iubirii și al milostivirii, ne închinăm înaintea Ta cu inimile pline de recunoștință și devoțiune. Îți înfățișăm de această dată o rugăciune către Îngerul Păzitor, acest slujitor ceresc trimis de Tine să ne ocrotească și să ne călăuzească în toate împrejurările vieții noastre. Înger păzitor al vieții mele, mă închin ție cu smerenie și recunoștință, rugându-te să fii alături de mine în fiecare clipă a existenței mele. Tu care ești trimis de Dumnezeu să mă ocrotești și să mă călăuzești, te rog să fii lumină și putere în viața mea, să mă aperi de primejdii și ispite și să mă îndrum mereu pe calea cea dreaptă. Îți mulțumesc, Înger păzitor, pentru ocrotirea și iubirea ta neîncetată. Te rog să mă acoperi cu aripile tale ocrotitoare, ferindu-mă de oricare primejdie și apărându-mă de dușmanii văzuți și nevăzuți. Ajută-mă să trăiesc după voia lui Dumnezeu și să fiu mereu credincios și smerit înaintea sa. Te rog, Înger păzitor, să mă călăuzești în tot ceea ce fac, să mă aperi de orice rău și să mă ocrotești de orice primejdie. Fă ca vocea ta bâlândă să-mi fie ghid și călăuză în mijlocul încercărilor și suferințelor vieții mele, iar prezența ta să mă umple mereu de pace și încredere. Îți înfățișez rugăciunile mele, Înger păzitor, rugându-te să fii mereu cu mine în fiecare pas al drumului meu. Ajută-mă să trăiesc în lumina și iubirea lui Dumnezeu și să-i rămân credincios lui în mijlocul ispitelor și greutăților vieții. Îți încredințez sufletul și viața mea, lăsându-le în grija ta ocrotitoare și te rog să mă aperi și să mă ocrotești mereu. O, Înger păzitor,
roagă-te pentru mine înaintea tronului lui Dumnezeu și adu-mi harul și binecuvântarea sa în fiecare zi a vieții mele. Mă închin ție și te preamăresc, împreună cu toți sfinții și îngerii cerului, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Înger păzitor al vieții mele, cu inima plină de recunoștință și smerenie îți aduc acum o rugăciune. Tu care ești trimis de Dumnezeu să mă ocrotești și să mă călăuzești în această călătorie a vieții, te rog să fii mereu lângă mine, să mă aperi de primejdii și ispite și să mă îndrum pe cărările dreptății și ale iubirii. Îți mulțumesc, Înger păzitor, pentru grija ta neîncetată și pentru ocrotirea oferită de tine în mijlocul tuturor pericolelor și necazurilor vieții. Te rog să rămâi mereu aproape de mine, să-mi fii sprijin și mângâiere în vremurile de încercare și să-mi luminezi calea cu lumina ta cerească. Ajută-mă, Înger păzitor, să rămân credincios Domnului, neclintit în credința mea și să urmez mereu voia lui Dumnezeu în toate acțiunile mele. Fă ca prezența ta să se facă mereu simțită în inima mea și să mă călăuzească în luarea deciziilor și în acțiunile mele de zi cu zi. Te rog, Înger păzitor, să mă aperi de orice rău și să mă ocrotești de tot ce poate să-mi dăuneze. Fii gardianul vieții mele și izbăvește-mă de toate primejdiile care mă amenință, atât cele trupești, cât și cele sufletești. Te rog, Înger păzitor, să mă călăuzești mereu pe calea cea dreaptă și să mă ajut să trăiesc în conformitate cu învățăturile lui Hristos. Ajută-mă să iubesc și să slujesc pe Dumnezeu și pe aproapele meu și să fiu un martor al iubirii și milostivirii Lui în lumea aceasta. Îți mulțumesc, Înger păzitor, pentru răspunsurile tale date la rugăciunile mele și pentru grija ta neîncetată cu care mă înconjori. Te rog să rămâi mereu lângă mine în toate împrejurările vieții mele și să mă ocrotești în fiecare clipă, până când îmi voi întâlni Mântuitorul în ceruri. Amin. Prea sfântă și prea binecuvântată Fecioară Maria, Maica Domnului nostru Iisus Hristos, ne închinăm ție cu inimile pline de recunoștință și rugăciune. Tu, care ai fost aleasă de Dumnezeu să fii purtătoarea de Dumnezeu și al cuvântului înrupat, te rugăm să fii ocrotitoarea și mijlocitoarea noastră în fața Fiului Tău și al Tatălui Ceresc. Maică a tuturor, ascultă rugăciunile noastre și primește această smerită chemare a noastră. Privind către tine, izvorul de har și iubire, ne simțim cuprinși de pace și speranță. Te rugăm să ne aperi, să ne ocrotești și să ne îndrumi pe calea mântuirii. Tu, care ai fost plină de har și prință înaintea Domnului, ascultând chemarea Îngerului și acceptând cu smerenie planul divin pentru viața ta, ajută-ne să trăim în ascultare și smerenie față de voia lui Dumnezeu. Îndreaptă-ne inimile și mintea către El și fă-ne să primim cu bucurie și încredere fiecare încercare și fiecare binecuvântare din partea Lui. Tu, care ai fost martora credincioasă a tuturor tainelor mântuirii, ajută-ne să înțelegem și să prețuim adâncimea iubirii lui Dumnezeu pentru noi. Învrednicește-ne să fim purtători ai cuvântului Său și să împărtășim cu ceilalți bucuria și harul pe care l-am primit. Tu, care ai fost alături de Mântuitorul nostru pe drumul Golgotei și ai suferit împreună cu El pentru mântuirea lumii, roagă-te pentru noi, ca să putem purta cu răbdare și credință crucea noastră de fiecare zi. Fă-ne să înțelegem că suferințele noastre unite cu cele ale lui Hristos au puterea de a ne purifica și mântui. Tu, care ai fost izvor de putere și speranță pentru apostolii și pentru întreaga biserică, fii și acum ocrotitoarea noastră și mijlocitoarea noastră înaintea Fiului Tău. Roagă-te pentru noi și pentru nevoile noastre și primește rugăciunile și cererile noastre. Maică a milostivirii, privește cu milă asupra noastră, copiii Tăi, și ajută-ne să ne ridicăm din păcatele și greșelile noastre.
Fă-ne vrednici de binecuvântările lui Dumnezeu și de iubirea sa nemărginită. Maică a îndurării, roagă-te pentru noi acum și în ceasul morții noastre și fă ca sufletele noastre să fie întâmpinate în ceruri de Fiul Tău, Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Preasfântă și prea binecuvântată Fecioară Maria, te rugăm să ne fii alături în fiecare moment al vieții noastre, să ne ocrotești și să ne conduci pe calea mântuirii. În credință rugăciunilor adresate ție toate nevoile și îngrijorările noastre și ne încredem în mila și bunătatea Fiului Tău, Iisus Hristos, pe care L-ai născut și L-ai crescut cu dragoste de mamă. Slavă ție, Preasfântă Fecioară, Maica a lui Dumnezeu, și binecuvântat să fie fructul pântecelui Tău, Iisus! Amin! Prea iubite și prea milostive Mântuitorule Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, ne închinăm înaintea Ta cu inimile pline de recunoștință și cu duhul smerit, rugându-Te să ne primești rugăciunea și să ne umpli cu harul și iubirea Ta neîncetată. Privind către Tine, izvorul adevăratei luminii și al mântuirii, ne simțim cuprinși de dorința arzătoare de a fi aproape de Tine și de a trăi în comuniune cu dragostea Ta sfântă. Te rugăm, Mântuitorule, să ne dăruiește mila și îndurarea Ta nesfârșită. Deschide larg brațele Tale pline de iubire și milostivire pentru a ne primi așa cum suntem, cu slăbiciunile și greșelile noastre și să ne ridici în tării. Fă să simțim prezența Ta vie și lucrătoare în viețile noastre, îndreptându-ne mereu către lumina și adevărul Tău. Ne deschidem inimile pline de durere și nevoi în fața Ta. Te rugăm, Mântuitorule, să ne ajuți în fiecare încercare și luptă a vieții noastre. Fii izvorul nostru de putere și încredere, dă-ne pace și liniște în mijlocul furtunilor și adu vindecare și mângâiere în inimile noastre rănite. Coboară asupra noastră, Mântuitorule, harul Tău și umple-ne viețile cu lumina și bucuria Ta sfântă. Îți mărturisim credința noastră în Tine, Mântuitorule, ca Fiul lui Dumnezeu cel viu, care ne-ai răscumpărat prin jertfa Ta pe cruce și ne-ai dăruit speranța învierii. Te căutăm din adâncul îndemn al inimii și ne încredem în puterea și iubirea Ta nesfârșită. Te rugăm să ne luminezi mințile și inimile cu înțelepciunea și adevărul Tău și să ne ajuți să ne trăim viața în conformitate cu voia Ta sfântă. Ajută-ne, Mântuitorule, să simțim întotdeauna prezența și lucrarea Ta în viețile noastre. Dă-ne înțelepciunea și curajul de a merge pe calea Ta, chiar și atunci când drumul este îngust și înclinat. Fă să simțim îndrumarea și protecția Ta în fiecare pas pe care îl facem, încât să nu se clatine încredere că Tu ești cu noi în mijlocul tuturor încercărilor și suferințelor noastre. Îți mărturisim, Mântuitorule, toate nevoile și dorințele noastre, rugându-Te să ne ajuți și să ne binecuvântezi în toate aspectele vieții noastre. Binecuvintează-ne familiile și relațiile noastre, sănătatea și slujba noastră și umple-ne viețile cu harul și pacea Ta. Fă-ne mărturisitori credincioși ai iubirii și milostivirii Tale în lumea aceasta și dă-ne înțelepciunea și puterea de a sluji pe ceilalți în numele Tău. Te rugăm, Mântuitorule, să fii aproape de cei care suferă și sunt în nevoie. Întinde brațele Tale de milă și ajutor către cei sărmani și bolnavi, către cei singuri și descurajați. Fă să simtă prezența și iubirea Ta care vindecă și mângâie și întărește-i prin harul și puterea Ta. Încredință-mi grijii Tale viețile noastre, Mântuitorule, cerându-Ți să ne întărești și să ne binecuvântezi în toate zilele vieții noastre. Te rugăm să cobori asupra noastră harul și puterea Ta, ca să fim luminați și întăriți de Duhul Tău Sfânt, astfel încât să putem trăi în slujirea Ta și să fim mărturisitori ai iubirii și milostivirii Tale în toate aspectele vieții noastre. Te slăvim și Te binecuvântăm în vecii vecilor. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu cel atotputernic, Mântuitorul nostru iubit și izbăvitorul sufletelor noastre, ne închinăm înaintea Ta cu inimile pline de recunoștință și adorație.
Ne apropiem de tine în acest ceas de rugăciune, căutând lumina și milostivirea ta, căci numai în tine găsim alinare și mântuire. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, pentru harul și iubirea ta nesfârșită, pentru jertfa ta pe cruce, pentru păcatele noastre și pentru promisiunea vieții veșnice alături de tine. Te rugăm, Mântuitorul nostru, să primești rugăciunile și cererile noastre, să le asculți și să le înțelegi și să ne dăruiești ajutorul și mila ta în fiecare zi a vieții noastre. Te rugăm, Doamne, să ne luminezi calea și să ne îndrumi pașii pe cărarea cea dreaptă, căci adesea ne rătăcim și ne îndepărtăm de tine. Fă ca inimile noastre să fie pline de dragoste și credință în tine și să nu ne clătinăm în fața ispitelor și necazurilor lumii acesteia. Îți mărturisim, Mântuitorul nostru, nevoile și dorințele noastre cele mai adânci. Cunoști fiecare suflet și fiecare gând al nostru și știi ce este mai bine pentru noi. Te rugăm, Doamne, să ne ajuți să ne încredem în voia Ta și să fim deschiși la planurile Tale pentru noi. Iartă-ne, Doamne Iisuse, pentru păcatele noastre și pentru momentele când ne-am îndepărtat de Tine. Primește inimile noastre pocăite și dăruiește-ne harul iertării și al mântuirii. Fă să fim întăriți de puterea crucii tale, încât să putem să ne purtăm crucea noastră, pășind în urma ta, Mântuitorule Iisuse Hristoase, te rugăm să ne ajuți să fim luminați de înțelepciunea ta și să trăim în conformitate cu învățăturile tale sfinte. Fă să ne deschidem inimile și mințile către adevărul și dragostea ta și să fim mărturisitori ai credinței noastre în mijlocul lumii acesteia întunecate. Te rugăm, Doamne Iisuse, să ne ocrotești și să ne aperi împotriva tuturor primejdiilor și pericolelor care ne amenință viața și mântuirea sufletelor noastre. Fii scutul nostru și fortăreața noastră în mijlocul răutății și al vicleniei vrăjmașului, Mântuitorule Iisuse Hristoase, te rugăm să vindeci și să mângâi inimile celor suferinzi și să aduci pacea și reconcilierea în mijlocul familiilor și comunităților noastre. Fă să fim mângâiați de prezența ta și să fim plini de bucurie și speranță în mijlocul necazurilor noastre, te rugăm, Doamne Iisuse, să ocrotești și să păzești pe toți cei dragi nouă, fie ei sănătoși sau bolnavi. Și să aduci vindecare și tămăduire sufletelor și trupurilor noastre. Fii aproape de noi în toate clipele vieții și nu ne lăsa să ne pierdem credința și nădejdea în Tine. Îți mulțumim, Mântuitorule nostru, pentru toate binecuvântările și harurile Tale și pentru dragostea și mila pe care ni le arăți în fiecare zi. Îți lăudăm slava și ți-aducem întreaga noastră cinstire acum și pururea, căci Tu ești Împăratul împăraților și Domnul domnilor și îți mărturisim toate nevoile noastre, cu încredere și speranță în iubirea și puterea Ta nesfârșită. Amin. Preacuvioasă și mare mucenice Ecaterina, purtătoare de biruință și mărturisitoare a credinței în Hristos, roagă-te pentru noi, cei ce venim la tine cu inimile pline de nădejde și smerenie. Tu, care ai luptat cu tărie pentru credința în Hristos și ai mărturisit cu curaj adevărul Evangheliei, roagă-te pentru noi, cei ce suntem încercați de ispite și necazuri în această lume plină de încercări. Ajută-ne, preacuvioasă mucenice Ecaterina, să fim statornici în credința noastră și să nu ne clătinăm în fața greutăților și ispitelor ce ne înconjoară. Să ne întărim încrederea în ajutorul și îndurarea lui Dumnezeu chiar și în cele mai grele încercări. Învață-ne să fim mărturisitori ai iubirii și ai alinării în mijlocul suferinței și să fim întăriți de harul și de puterea lui Dumnezeu în toate împrejurările vieții noastre, roagă-te pentru noi, preacuvioasă sfântă mucenice Ecaterina, să fim ocrotiți și păziți de primejdiile și ispitele acestei lumii. Să fim izbăviți de toate necazurile și să ajungem vrednici de fericirea veșnică în împărăția cerurilor. Amin.
Preacuvioasă muceniță Filofteia, purtătoare de biruință și mărturisitoare a credinței în Hristos, cu umilință și nădejde ne apropiem de tine, cerându-ți mijlocirea înaintea preaînaltei treimii. Tu, care ai răbdat cu tărie și curaj persecuțiile pentru credința în Hristos și ai mărturisit cu curaj adevărul Evangheliei, primește ruga noastră și mijlosește pentru noi, cei ce venim la tine cu inimile pline de nădejde și de smerenie. O, Sfântă Muceniță Filofteia, care ai dat mărturie de credință în mijlocul greutăților și al persecuțiilor, roagă-te pentru noi, cei ce ne luptăm cu ispitele și necazurile vieții. Ajută-ne să fim statornici în credința noastră și să nu ne clătinăm în fața greutăților și ispitelor lumii acesteia. Învață-ne să fim mărturisitori ai iubirii lui Hristos în mijlocul lumii, să fim luminați de harul lui Dumnezeu și să răspândim lumina credinței și adevărului în întunericul necredinței și al păcatului. Ocrotește-ne în mijlocul primejdiilor și al ispitelor și ajută-ne să rămânem statornici în credința noastră, Sfântă Muceniță Filofteia, ocrotește-ne pe noi și pe toți cei care ne cer ajutorul și mijlosește pentru noi în fața tronului de har al lui Dumnezeu. Ajută-ne să ajungem vrednici de fericirea veșnică în împărăția cerurilor și să ne bucurăm de comuniunea cu Dumnezeu și cu tine, în mijlocul tuturor sfinților. Amin. Preacuvioase Apostole Andrei, frate al Sfântului Petru și chemat întâiul de către Mântuitorul nostru Iisus Hristos ca să devii pescar de oameni, roagă-te pentru noi, păcătoși și nevrednicii, care venim la tine cu inimile noastre pline de nădejde și de smerenie. Tu, care ai fost ocrotitor și învățător al popoarelor din partea Mării Negre și ai purtat cu sfințenie crucea lui Hristos în locuri îndepărtate, roagă-te pentru noi, cei ce căutăm întrumare și luminare în călătoria noastră spirituală, ajută-ne, preacuvioase apostole Andrei! Să fim chemați la pescuirea oamenilor și să propovăduim cuvântul lui Hristos cu curaj și credință, așa cum ai făcut și tu în viața ta. Învață-ne să fim martori ai iubirii lui Hristos în mijlocul lumii, să fim mărturisitori ai adevărului și să răspândim lumina credinței în întunericul necredinței și al ignoranței. Roagă-te pentru noi, preacuvioase Sfinte Apostol Andrei, să fim ocrotiți și păziți de primejdiile și ispitele acestei lumii. Să fim izbăviți de toate necazurile și să ajungem vrednici de fericirea veșnică în împărăția cerurilor. Amin. Preacuvioase Apostol Filimon, trimis al lui Hristos și vestitor al iubirii și milostivirii divine, roagă-te pentru noi, cei ce venim la tine cu credință și nădejde năpădiți de ispitele și necazurile vieții, tu, care ai fost ales de Domnul să propovăduiești cuvântul său și să aduci pace și iertare în mijlocul oamenilor, roagă-te pentru noi. Cei ce ne străduim să trăim în armonie cu voia lui Dumnezeu și să urmăm exemplul tău de sfințenie și iubire. Ajută-ne, preacuvioase Părinte, să fim mărturisitori ai iubirii lui Hristos în toate clipele vieții noastre, să ne purtăm crucea cu răbdare și să ne arătăm milostivirea și iertarea față de ceilalți. Învață-ne să fim milostivi și bâlânzi, să împărțim ce avem cu cei în nevoie și să fim smeriți și iubitori de Dumnezeu și de aproapele nostru, așa cum ai făcut și tu în viața ta, roagă-te pentru noi, preacuvioase Sfinte Apostol Filimon, să fim ocrotiți și păziți de primejdiile și ispitele acestei lumii. Să fim izbăviți de toate necazurile și să ajungem vrednici de fericirea veșnică în împărăția cerurilor. Amin.
preacuvioase și mare apostole Filip, slujitor credincios al Domnului nostru Iisus Hristos și vestitor al Evangheliei în lumea aceasta, roagă-te pentru noi, cei ce venim la tine cu credință și cu nădejde năpădiți de ispitele și necazurile vieții, tu, care ai fost ales de Domnul și ai răspândit cuvântul său în lumea aceasta, roagă-te pentru noi. Cei ce ne străduim să trăim în conformitate cu învățăturile lui Hristos și să aducem lumină și speranță în mijlocul întunericului și al suferinței. Ajută-ne, preacuvios Părinte, să fim mărturisitori ai credinței în Hristos în toate clipele vieții noastre, să ne înălțăm crucile noastre cu răbdare și să avem nădejde în ajutorul și în îndurarea lui Dumnezeu. Învață-ne să fim iubitori de Dumnezeu și de aproapele nostru, să fim milostivi și să ne purtăm crucea cu smerenie și cu dragoste, așa cum ai făcut și tu în viața ta, ajută-ne să biruim ispitele și primejdiile acestei lumi și să fim învredniciți de darurile și de harurile lui Dumnezeu, să fim izbăviți de toate primejdiile trupului și ale sufletului, roagă-te pentru noi! Preacuvios Sfinte Apostol Filip, să fim ocrotiți și păziți de Dumnezeu în toate împrejurările vieții noastre și să fim vrednici de slava Împărăției Cerurilor. Amin. Preacuvioase Sfinte Matei, Apostol și Evanghelist al Domnului nostru Iisus Hristos, roagă-te pentru noi, cei ce venim la tine cu credință și cu nădejde năpădiți de ispitele și necazurile vieții, tu, care ai fost ales de Domnul și ai răspândit cuvântul său în lumea aceasta, roagă-te pentru noi. Cei ce ne străduim să trăim în conformitate cu învățăturile lui Hristos și să aducem lumină și speranță în mijlocul întunericului și al suferinței. Ajută-ne, preacuvios Părinte, să fim mărturisitori ai credinței în Hristos în toate clipele vieții noastre, să ne purtăm crucile noastre cu răbdare și să avem nădejde în ajutorul și în îndurarea lui Dumnezeu. Învață-ne să fim iubitori de Dumnezeu și de aproapele nostru, să fim milostivi și să ne purtăm crucea cu smerenie și cu dragoste, așa cum ai făcut și tu în viața ta, ajută-ne să biruim ispitele și primejdiile acestei lumi și să fim învredniciți cu darurile și cu harurile lui Dumnezeu, să fim izbăviți de toate primejdiile trupului și ale sufletului, roagă-te pentru noi! Preacuvioase Sfinte Matei, să fim ocrotiți și păziți de Dumnezeu în toate împrejurările vieții noastre și să fim vrednici de slava Împărăției Cerurilor. Amin. În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Doamne Dumnezeule, izvor al harului și al iubirii, ne închinăm înaintea Ta cu inimile pline de recunoștință și rugăciune. Îți înfățișăm de această dată o rugăciune către Sfântul Arhanghel Gabriel, acest puternic slujitor al Tău, rugându-Te să-L primești de mijlocitor între noi și Tine, în nădejdea că vom fi ocrotiți prin harul Său în fața ispitelor și primejdiilor lumii acesteia. Sfinte Arhanghele Gabriel, vestitor al bucuriei și al luminii, ne închinăm Ție cu smerenie și credință, cerându-Ți să ne fii ajutor și ocrotitor în toate împrejurările vieții noastre. Tu care ai fost trimis de Dumnezeu să aduci vestea cea bună, roagă-Te pentru noi înaintea tronului Preasfintei Treimii și mijlosește pentru noi harul și mila lui Dumnezeu. Te rugăm, Sfinte Arhanghele Gabriel, să ne ocrotești în fiecare zi de primejdii și de ispite, să ne călăuzești în căutarea luminii și a adevărului și să ne ajuți să ne păstrăm credința neclintită în mijlocul încercărilor. Fii cu noi în clipele de necaz și suferință și adune mângâiere și alinare când inimile noastre sunt îndurerate. Îți înfățișăm rugăciunile noastre, Sfinte Arhanghele Gabriel, rugându-Te să ne aperi de dușmanii văzuți și nevăzuți, să ne ocrotești de primejdii și pericole și să ne călăuzești mereu pe calea cea dreaptă și sigură a credinței și a iubirii. Suntem încrezători în mijlocirea pe care o poți face și în puterea Ta de a aduce lumină și pace în viețile noastre. Îți mulțumim, Sfinte Arhanghele Gabriel, pentru ocrotirea și mijlocirea Ta neîncetată.
Te rugăm să ne fii mereu aproape și să ne ocrotești în toate împrejurările vieții noastre. Ajută-ne să trăim după voia lui Dumnezeu și să fim martori ai iubirii și milostivirii sale în toate lucrurile. O Sfinte Arhanghele Gavril, roagă-te pentru noi, păcătoșii, înaintea tronului lui Dumnezeu și adune harul și binecuvântarea sa. Ne închinăm ție și te preamărim, împreună cu Preasfânta Fecioară Maria și cu toți sfinții și îngerii cerului, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preacuvioase și Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te pentru noi păcătoși, care venim smeriți la tine cu inimile pline de credință și nădejde în puterea lui Dumnezeu și în mijlocirea ta, tu, care ai trăit o viață de sfințenie și rugăciune în pustia de Capolei și ai devenit ocrotitor al celor aflați în necazuri și nevoi, roagă-te pentru noi, care ne luptăm cu ispitele și tulburările acestei lumii, ajută-ne, preacuvioase Părinte, să urmăm calea smereniei și a sfințeniei, să depășim ispitele și patimile care ne asaltează și să ne întărim credința și nădejdea în Dumnezeu. Învață-ne, Sfinte Grigorie, să ne încredem în îndurarea lui Dumnezeu și să-L căutăm neîncetat în rugăciune și să-I exprimăm voința prin faptele noastre. Ca să fim vrednici de mila și iertarea sa, ajută-ne să fim milostivi și bâlânți cu cei aflați în suferință și să-i ajutăm cu dragoste și compasiune, după pilda ta, care ai dăruit totul celor nevoiași. Roagă-te pentru noi, preacuvioase Sfinte Grigorie, să fim ocrotiți și păziți de primejdiile și ispitele acestei lumii. Să fim izbăviți de toate necazurile și să ajungem vrednici de slava Împărăției Cerurilor. Amin. Preacuvioase Părinte Ioanichie, te-ai zbătut neîncetat pentru cei ce aleargă la tine cu credință, cu umilință și cu nădejde, te rugăm să fii mijlocitorul nostru înaintea Domnului nostru Iisus Hristos, tu, care ți-ai trăit viața în smerenie, în rugăciune și în ascultare de voia lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, cei ce suntem încercați de ispitele vieții acesteia. Ajută-ne să înțelegem căile mântuirii și să le urmăm cu credință și râvână, ca să ne îndreptăm spre Împărăția Cerurilor. Învață-ne, preacuvioase Părinte, să ne smerim înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor, să fim milostivi și bâlânți cu cei aflați în suferință și necazuri. Să fim iubitorii de Dumnezeu și de aproapele nostru, ajută-ne să depășim slăbiciunile noastre, să biruim păcatele și ispitele și să ne înălțăm sufletele către cele cerești. Fă-ne vrednici de darurile Duhului Sfânt și de iertarea păcatelor, ca să ne putem bucura de binefacerile Împărăției Veșnice. Îți punem încrederea noastră, preacuvioase Părinte Ioanichie, căci știm că rugăciunile tale sunt puternice înaintea lui Dumnezeu. Roagă-te pentru noi să ne fie luminate mințile și inimile și să trăim în pace și iubire, căutând întotdeauna voia lui Dumnezeu. Amin. Preacuvioase Sfinte Nectarie, ocrotitor al celor bolnavi și al celor în suferință, cu smerenie și nădejde ne apropiem de tine, mărturisitor al credinței în Hristos și mijlocitor binefăcător pentru cei în nevoie. Tu, care ai fost izvor de milostivire și ajutor pentru cei în suferință, primește ruga noastră și mijlosește pentru noi înaintea preaînaltei treimii. O Sfinte cuvioase Nectarie, care ai luminat lumea cu credința și bunătatea ta, roagă-te pentru noi, cei ce venim la tine cu inimile pline de nădejde și de smerenie. Ajută-ne să fim întăriți în credință și să păstrăm nădejdea în mijlocul greutăților și al suferințelor vieții, învață-ne să fim răbdători și încrezători în voia lui Dumnezeu. Să acceptăm cu smerenie încercările vieții și să ne încredem în îndurarea sa.
Te rugăm să aduci înaintea tronului lui Dumnezeu rugăciunile noastre pentru sănătatea noastră, a celor dragi nouă și a tuturor celor aflați în suferință. O, Sfinte cuvioase nectarie, ocrotește-ne în mijlocul primejdiilor și al ispitelor și ajută-ne să fim izbăviți de toate necazurile. Mijlosește pentru noi în fața lui Dumnezeu, cerându-i să ne dăruiască sănătatea trupului și liniștea sufletului, să fim ocrotiți de toate primejdiile și să ajungem vrednici de fericirea veșnică în împărăția cerurilor. Amin.